Cel puțin 8 milioane de euro, atât cheltuiește o companie aeriană pentru salarii, taxe și operațiunile de întreținere, într-o lună în care aeronavele sale nu zboară. Avioanele chiar la sol necesită întreținere, deci cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu piese de schimb, cu consumabile. Ratele la avioane, poate unele companii pot să negocieze cu închiriatorii, altele poate nu. Iar problemele financiare abia au început, crede specialistul în aviație. Eu nu văd plecând aviația din nou în full, zicem dacă peste 2-3 luni de zile ar dispărea acest virus. E greu de crezut că după ce vor sta săptămâni sau poate luni în izolare, oamenii vor mai avea același apetit pentru călătorii cu avionul. Inclusiv licențele piloților sunt în pericol, dacă aceștia nu zboară timp de 90 de zile. După această perioadă, ei trebuie să fie testați la simulator. În momentul de față nu poți să trimiți niciun echipaj nicăieri la simulator, că n-ai unde. Dacă n-ai în țară, cum ar veni. În încercarea de a-și diminua pierderile, Tarom a transformat 5 aeronave de pasager în avioane de marfă și speră să găsească firme dispuse să le închirieze. În Statele Unite, industria de aviație a cerut guvernului federal un ajutor de stat de 60 de miliarde de dolari.